Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la jurnalul TV Giurgiu. Iată care sunt știrile zilei. Atentatele de la soluții la spitalul județean Giurgiu. Tragedia din colectiv schimbă regulile pentru operatorii. Pentru copii nevoiași lansată de Crucea Roșie. Luna de foc pentru Astra Giurgiu. Este o dovadă de cruzime, un atentat asupra umanității. Sunt de părere Giurgiu veni. Totodată cei mai mulți dintre ei cred că România ar trebui să ia în domeniul securității, cu toate că țara noastră este considerată sigură. Franța a cunoscut vineri seara o tragedie de o care necunoscută până acum. Atentatele sângeroase petrecute în statul care a dat întregii lumi valori esențiale sunt o dovadă de cruzime. Asta cred majoritatea giurgiuvenilor care se întreabă unde a ajuns umanitatea în condițiile în care oamenii nevinovați sunt uciși pe străzi, în cafenele sau în sălile de spectacole. Grav problem. România are de ce să se teamă? Cred că da. Ar trebui să ne și noi la... S-ar putea, pentru că s-a schimbat totul. A pus oameni care nu a trebuit la conducere.
nici de religie, nici de vorba de niște fanatici care vor să și impună un punct de vedere, dar nu cred că e posibil. Are România de ce se teme? Nu. România nu are de ce se teme. Cred că întotdeauna România a fost o țară sigură. Din câte știu eu, așa și din văzut până acum. Dacă s-au întâmplat alte necazuri, s-au întâmplat din alte neglijențe, dar nu din cauza teroriștilor. Un lucru foarte grav și mai ales pentru cum a fost și la noi. Ce să facem? Trebuie să luptăm împotriva valor. Noi suntem mai bătrâni. Dar tineret să fie mai atent unde să duce, să urmărească, să nu duc așa peste tot. Ați văzut ce se întâmplă. Credeți că România trebuie să se teamă de asta? Nu e exclus stres să ne teme. Trebuie să știți că trebuie să ne ferim. Baza bună trece primejdea. Credeți că România trebuie să se teamă de asta? E mai bine să fie precaută, să ia chiar la ce a fost la club. Peste 130 de oameni, între care doi români au fost uciși și mai mult de 350 răniți în urma lor produse vineri noapte în Franța. Atacurile au fost revendicate de rețeaua teroristă Stat Islamic, care susține că acestea sunt o reacție la ofensă aduse profetului musulman Mohammed și la raidurile aeriene
aeriene efectuate de Franța în Siria și Irak. Mai multe persoane au fost arestate în urma atentatelor. A fost amânată pentru că nu este pregătit foarte mulți medici rezidenți au plecat din cauza lipsei aparaturii. Personalul auxiliar este extrem redus, în timp ce atitudinea personalului medical în dialogul cu pacienții lasă de dorit. Acestea sunt puține dintre problemele spitalului Giurgiu. Noua conducere promite cel puțin o remediere a acestora, chiar dacă multe dintre probleme se pot rezolva doar cu bani. Lună de la câștigarea concursului, noul director al spitalului județean Giurgiu, dr. Elena Dinu, a venit în fața presei Giurgiu Vene pentru a vorbi despre problemele cu care se spitalul, dar și ce soluții propune pentru un management eficient. Trebuie să recunoaștem că sunt mai multe deficiențe decât soluții, astfel că misiunea noi conduce de pildă, spitalul de la Giurgiu se confruntă cu un mare deficit de personal pe toate planurile. Un handicap greu de recuperat în condițiile în care lipsește aparatura perfectă formantă, iar pe secțiile unde există este insuficientă. Medici noi am avut mai mult. Am pierdut foarte mulți medici rezidenți care au avut posturi la spitalul județ. Și
dat în mod real. De altfel, probleme de atitudine a conducerii spitalului de la acea vreme și multe alte lucruri și fără o parte dintre am rămas. Încercăm să facem demersuri și mă să angajăm noi medici dacă vom reuși pe cei care urmează să vină. Pentru că urmează să ne mai vină specialiști la cei care au dat concurs de rezidenția pe post. Să oprim la Giurgiu pentru că avem nevoie. Nici la capitolul aparatură nu se stă mai bine, deși este spital de urgență, aici funcționează cu pacienți aflați pe o lungă listă de așteptare, două aparate de radiologie, dintre care unul defect, în timp ce datoria spitalului față de furnizor se ridică la 50 de miliarde de lei vechi. La toate acestea se mai adaugă și atitudinea personalului medical în dialog cu pacienții. O atitudine des reclamată la conducerea spitalului față de care se promit măsuri. Eu zic că problema de atitudine este o mare problemă a sistemului medical din toate sondajele din chestionarele de satisfacție ale pacienților, problemele de atitudine sunt deci infrastructura precară problemele de atitudine ale personalului medical sunt cele mai sunt printre cele mai mari nemulțumiri ale pacienților. Foarte puțin reclamă actului medical
am vorbit cu asistentele șefe să le comunice că ceea ce privește soluțiile noi conduceri pentru a eficientiza unitatea spitalicească de la Giurgiu, s-a început cu modificarea componenței comitetului director al spitalului, scoaterea la concurs a posturilor vacante, realizarea în totalitate a contractului încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate și obținerea de fonduri de la Consiliul Județean și modernizării. Până atunci, spitalul trebuie să se descurce cu ceea ce are în prezent. Dar mai multe amănunte puteți urmări imediat după jurnal în cadrul ediții speciale. Depășirea limitei legale de viteză a fost și va rămâne principala cauză generatoare de accident și în weekendul care a trecut, polițiștii de la rutier au fost cu ochii pe vitezomani, iar acțiunile desfășurate nu s-au finalizat fără rezultate considerabile privind de la lege. O treime din sancțiunile aplicate au fost pentru depășirea vitezei legale. Că la fiecare sfârșit de săptămână și ordine publică care au un atribuții regimul rutier au acționat din nou pe principalele artere rutiere pentru că depășirea limitei legale de viteză reprezintă abatere la lege cea mai frecventă a șoferilor. Polițiștii au sporit acțiunile de depistare a vitezomanilor, razile oamenilor. Legii nu s-au finalizat
pe trei zile de weekend, o treime din sancțiunile aplicate au fost pentru viteză. În cadrul acțiunilor desfășurate, polițiștii rutieri și publică care au atribuții pe linierul tiera au aplicat peste 330 de sancțiuni contravenționale. O treime dintre acestea fiind aplicate pentru depășire de viteză, au aplicat sancțiuni în valoare de peste 140.000 de roni. Totodată au fost reținute 56 de de conducere și retrase 9 certificate de înmatriculare. Din weekend nu au lipsit nici infracțiunile rutiere. Polițiștii au întocmit 13 penale pentru conducere fără permis, alcoolemie peste limita legală admisă, precum și conducerea unui autovehicul cu numere false ori nematriculat. S-au desfășurat pe drumurile naționale cu precădere în apropierea târgurilor săptămânale, precum și în apropierea unităților de alimentație publică. Propus de Dacia în Cioloș pleacă la drum cu sprijin consistent din partea principalelor partide de parlamentare, cu rare excepții liderii partidelor au că noul cabinet va primi votul de încredere în Parlament. Au fost puse și câteva condiții, dar nu atât de importante ca să dea emoții premierului de semn și echipei pe care a propus-o. Reprezentanții PSD Giurgiu au preluat mesajul transmis de la centru și anunță că noul guvern va avea sprijinul social democraților. Însă cu aceleași condiții referitoare la continuare
continuarea măsurilor și proiectelor anunțate de mai mult timp de PSD. Din punct de vedere al Partidului Social Democrat, au fost câteva lucruri foarte clare renunțate de aici. PNL Giurgiu Gheorghe Ștefana a declarat la rândul său că are încredere în noul guvern. El a mai arătat că se așteaptă ca acesta să fie votat fără probleme în Parlament. Au și ei câteva condiții. Între acestea
și înlocuirea unor demnitari din ministere sau instituții publice. Un al doilea obiectiv al acestui guvern este acela de a curăța structurile statului, ministere, vorbesc de ministere și instituțiile subordonate de concentrate. Politicieni puși pe alte criterii decât cele de competență. Atât liberalii cât și PSD-ul, așadar sunt deciși să sprijine cabinetul propus de Dacian Cioloș. În aceste condiții, votul de mâine din plenul Parlamentului ar putea fi doar o formalitate. România este liderul Uniunii Europene. Economice trimestriale de 1,4% în ciuda cifrelor încurajatoare, impactul asupra populației este resimțit foarte puțin spre deloc. Economică se simte la un nivel destul de scăzut și în buzunarele guvernelor. România a registrat în trimestrul al treilea puternică creștere economică din Uniunea Europeană, conform unei estimări preliminare publicate de Oficiul European pentru Statistică, grație unei economice trimestriale de 1,4%, România este lider în Uniunea Europeană, urmată de Polonia și Slovacia, ambele cu creștere de 0,9% și Spania cu o creștere de 0,8%. Cifrele sunt încurajatoare, însă Giurgiu Veni spun că realitatea este alta. Oamenii spun că această creștere nu se simte în buzunarele lor.
puterea de cumpărare este la un nivel redus. Puțin. S-a simțit ceva, dar puțin. Să vedem acum ce se mai simte. Dar acum spuneți că e mai bine în comparație cu anii. A fost mai bine și ușor față de anii trecuți. Așa. Dar acum să vedem cu un nou guvern ce poate să ne adaugă. De statistică. Totodată, în primele 9 luni ale acestui an, economia românească a crescut cu 3,7% comparativ cu perioada similară pe serie brută, cât și pe serie ajustată sezonier. După tragedia din clubul colectiv, regulile pe care trebuie să le respecte.
economici pentru prevenirea unor astfel de evenimente au fost modificate și completate. Astfel au fost introduse norme și sancțiuni suficient de drastice pentru a da mult de gândit patronilor din comerț și turism, dar și deținătorilor de spații cu destinații culturale și artistice. Norme adoptate de guvern atribuțiile inspectoratului pentru situații de urgență au fost extinse în sensul că inspectorii ISU pot sigila construcțiile și amenajările operatorului economic, în punctul de lucru în care constată încălcarea reglementărilor privind siguranța la incendiu. Noile reguli se referă la depășirea cu mai mult de 10% a numărului de utilizator pentru care s-a acordat autorizația de securitate la incendiu, depășirea numărului de niveluri supraterane față de valoarea de referință admisă, desființarea unei căi de evacuare atunci când un dos sau mai multe căi de evacuare, reducerea cu mai mult de 25% a înălțimii sau lățimii căilor de evacuare. În plus, aceeași măsură se aplică și pentru desfințare instalațiilor sau sistemelor de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare și avertizare de incendiu, precum și a celor de iluminat de securitate evacuare. În cazul construcțiilor sau amenajărilor cu suprafață mai mare de 200 de metri pătrați, pe lângă situațiile menționate anterior, oprirea funcționării se face și unor care următoarele cazuri. Neasigurarea numărului minim de căi pentru evacuare, neechiparea cu instalații de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare și avertizare, parea cu instalații sau sisteme de desfumare ori instalații de iluminat de securitate pentru evacuare, categorii de construcții
sau amenajări la care nu au fost identificate data realizării documentației tehnice de autorizare. Constatarea situațiilor menționate se face de către personalul inspectoratelor pentru situații de urgență care poate fi sprijinit de personal din cadrul poliției sau jandarmeriei. Măsura de oprire a funcționării ori utilizării clădirilor sau spațiilor se păstrează până la obținerea autorizației de securitate la incendiu. Pentru situația depășirii cu 10% a numărului de utilizatori, oprirea funcționării ori utilizării clădirilor sau spațiilor amenajate se dispune pentru 60 de zile calendaristice. Cei mai performanți fermieri din țară au fost premiați a trecută în cadrul celei de-a treia ediție a balului fermierilor. Județul Giurgiu s-a clasat pe poziția a 19-a în topul lucrătorilor din agricultură. Giuveana au contribuit 4 administratori de societăți agricole din județ. Agricultura județului Giurgiu a reputat un merit succes la balul fermierilor, unde în topul celor mai harnici 100 de agricultori din țară, Giurgiuvenii s-au situat pe poziția 19-a. Toamna se numără boboci. Vechi și cunoscut proverb. Tot toamna se numără și cei mai harnici dintre fermierii din țară. Acestora figurează și lucrători din agricultura giurgiuveană. Județul Giurgiu a participat cu 4 din domeniul agriculturii giurgiuvene și au ocupat poziția 19 din tot
fericit realizator ai performanței ce au adus Giurgiul în topul fermierilor, ne-a spus tot directorul direcției pentru agricultura județului Giurgiu. Pentru partea de cedale cultivarea cedalelor, unde am candidat cu societatea agrozootehnică adunații popoceni, la secțiunea horticultură am participat cu o societate care se numește Oxigen Agroproduct Company din localitatea Mihăilești, sat Novaci, pentru tânăr fermier cu Octavian Olaru, care este statutul societății agroholdinge S.A.F.R.T.E.S.T. Iar la zootehnie cu agroseb răsuceni cu domnul Succesul fermierilor giurgiuveni a fost obținut la ediția a treia a acestei manifestări. Roșie îi invită pe giurgiuveni să împartă din ce au cu cei nevoiași. Vorbim de campania Fii și tu, Moș Crăciun, prin intermediul căreia copiii, părinții sau bunici pot dona un cadou de Crăciun pentru copiii din familii sărace. Anul trecut, când Crucea Roșie a demarat campania Moș Crăciun, sute de copii din școlile de giurgiuveni au găsit de cuvință ca din puținul lor să dăruiască și semenilor o bucurie de Crăciun. Pentru că a fost o campanie de succes, reprezentanții Crucii Roșii s-au gândit că trebuie să fie o continuitate, așa că începând cu luna decembrie
din ce au cu cei nevoiași. Aceste cutii le colectăm în perioada 10 decembrie. Sunt așteptați la sediul Crucii Roșii pentru aducerea cutiilor și ne bucurăm să facem cadourile în perioada 10 decembrie în județul Giurgiu avem un număr de 400 de copii care așteaptă aceste cadouri. În cutiile împachetate cu hârtie pentru cadouri juvenii care vor să aducă bucurie de Crăciun copiilor săraci, pot pune dulciuri, ardei, cole școlare, jucării, produse de igienă personală sau orice de care s-ar bucura un copil nevoiaș. A venit pe lume în familia lui Irimie și al Rebecăi la 16 noiembrie 1903, preot, profesor universitar, membru al Academiei Române, Dumitru Stăniloae, au urmat Facultatea de Teologie din Cernăuți și a luat aici, a studiat la Atena, München și Berlin, dar a fost și deținut politic pres de câțiva ani. În alților de militare ai bisericii din România, nu puține au fost cei întemnițați de către autoritățile comuniste. Dumitru Stăniloae, preot, teolog, considera cel mai mare țara, profesor universitar, scriitor, ziarist, traducător.
al Academiei Române este prelatul care nu a scăpat la rândul de prigoana comunistă. Dumitru Stăniloae, fiul Rebecăi și al lui Irimie, a venit pe lume în Vlădeni, Brașov, la 16 noiembrie 1903. Teologie și și-a luat doctoratul la Cernăuți, apoi specializări în dogmatică la Atena, München și Berlin între 1927 și 1929. Și a lucrat 45 de ani la traducerea lucrării în 12 volume Filocalia Sfintelor, Nevoințe ale Desăvârșirii, încercarea de a înainta spre despre desăvârșire, fără a se plictisi din cauza trudei, iată un scop foarte atent urmărit de Părintele Stăniloae. De a cunoaște tot mai mult și de a fi tot mai bun. Niciodată nu pot ajunge la infinitatea în bine și în cunoștință pe care o are Dumnezeu, că o are din sine. Eu o capăt. Deci, aspirația mea durează mai făcut pentru o aspirație spre bine veșnic. Și atunci nu mă plictisesc niciodată. Pe 5 septembrie 1958, odată cu Val de arestări, Părintele Stăniloae este reținut de securitate alături de membrii unei mișcări din care nu făcea parte, dar la ale cărei întâlniri parte la penitenciarul Aiud, unde este ținut luni întregi în regim de izolare. Este liberat în 1963 și pentru că nu și-a pierdut viața în închisorile comuniste, se poate
dincolo de cariera sa teologică, un exemplu clar, Dumitru Stăniloae este autorul a numeroase lucrări pe teme teologice, dar și a altora din domeniul istoriei. Pentru recunoașterea calității înaltului demnitar al Bisericii Românești, Dumitru Stăniloae a primit o serie de distinții din partea unor institute sau universități din Europa, precum cele din Tesalonic, Paris, Belgrad sau Tübingen. Domnilor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. Urmează rubricile sport și meteo, o ediție specială și emisiunile sport, arena și audio. Sunt Florentina Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine! La ziua legii întâi fotbalistice, dar și echipa care va susține numai puțin de 7 meciuri oficiale în perioada 21 noiembrie 19 decembrie 6 în campionat și unul în sferturile Cupei României de 15-16 decembrie fiind programat jocul cu Dinamo. Primul duel la Giurgiu pentru elevii lui Marius Mudică va fi săptămâna viitoare. Când asta primește vizita celor de la CS Poli. Duminică 29 noiembrie, Astra va avea în deplasare un meci.
foarte dificil cu Steaua etapa 19 ani. Steliștii fiind datori să răzbune înfrângerea controversată din tur de la Giurgiu. Continuare pentru asta urmează partide care se succed joi și duminică. Mai întâi cu voluntarea acasă în etapa cu numărul 20. Apoi duminică 6 decembrie Astra va întâlni de deplasare pe CSMS-Iași. Urmează etapa cu numărul 22, ultima din acest an pe teren propriu cu Petrolul pe 12 decembrie. Și rulul etapelor din campionat se încheie pe 15 decembrie. Când Astra are programat jocul cu Dinamo în sferturile Cupei României. Iar anul fotbalistic 2015 se va încheia în deplasare la Târgul Jiu pe 19 decembrie. Selecționarul echipei naționale de fotbal a României a declarat astăzi la Mogoșoaia că urmează o confruntare grea cu Italia în meciul amical programat mâine cu începere la ora 21. 45 de minute ora României. Partida se va desfășura la Bologna pe stadionul Renato Dallara. Italia este primul joc de pregătire. Meci greu cu Italia. Se mai fac acum demersuri pentru un joc cu Spania. A spus Angel Iordanescu în cadrul unei conferințe de presă. Iordanescu a mai arătat că a cerut președintelui Federației Române fotbal cât mai multe jocuri amicale la acest nivel, în dorința de a avea adversari puternici. Cum a fost solicitate de meciuri cu Anglia, cu Germania, cu Belgia și cu Spania. Iordanescu a mai declarat ca să în turneu cu jucătorii din țară pentru a avea fotbaliști noi la echipa națională a României. Printre fotbaliștii convocați la partida amicală cu Italia fac parte și trei jucători astăzi Giurgiu. Este vorba despre
fotbaliști care vin de la echipe puternice. Deplasare, două acasă și niciun egal. Acesta este bilanțul etapei a 11-a din divizia a 4-a fotbalistică Seria Sud. Etapa disputată sâmbătă și marcată de surpriza edificii. Intrat Mihai Bravo a învins la limită liderul Arsenal Malu și a făcut ca tandemul la primul loc cu Dunărea Giurgiu să se oprească aici. Giurgiu venit de la Dunărea a făcut antrenament deplasare cu viitorul Vedea, care a primit 7 goluri acasă fără să marcheze niciun lucru. Iar surpriza de la Prundul este cea de proporții. Echipa de pe locul 6 pierzând acasă 1 la 2 ultimului loc din clasament a set progresul Valea Dragului. Iată toate rezultatele etapei. Etape clasamentul se schimbă iarăși găsind Dunărea Giurgiu pe primul loc.
de caldă pentru această perioadă, chiar deosebit de caldă în regiunile vestice. Cerul va fi variabil cu norări temporare, mai ales din estul și nordul țării, unde izolat va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat, unele intensificări la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 19 grade, iar cele minime între 0 și 9 grade. Dimineața și noaptea, în zonele joase, local se va semna la ceață. La Giurgiu, marți, cerul va fi mai mult senin. Nu sunt șanse de precipitații, iar vântul va sufla slab spre moderat. Maxima zilei va fi de 16 grade. În județul Giurgiu se vor înregistra 15 grade de la Bolin din Vale Mihailești, Ghimpați, Izvoarele, Potarele și Comana și 16 grade de Celsius la Giurgiu. Viteza vântului va atinge 9 km pe oră din direcție sud-vest, în timp ce presiunea atmosferică va înregistra 749 mm coloană de mercur. Aerul umiditatea va atinge 71%, în timp ce cotele apelor Dunării se află în scădere cu 15 până la 5 centimetri, cota probabilă fiind de estimată la minus 26 centimetri.